Aolo, hai să ajung acum, stai un pic. Stai că așa e astăzi, e cu merg ăsta. Stai că ajung, uite, am semnul aici. Gata, tată. Aolo. Bun venit la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Cum fac oamenii ăștia? Se mișcă serios ceva așa în tine când vezi oameni care înconjoară o biserică în genunchi și pe coate. În primul rând, ți-e milă, săracii oameni, îți zici. Trebuie că trec prin grele încercări dacă ajung să fac așa ceva. Sau poate că a fi în genunchi nu e tocmai o situație excepțională a vieții lor? În al doilea rând, îți e jenă, n-ai vrea să vezi asta. Eu când văd asta la TV, schimb canalul, mi se pune un nod în gât. Credința fraților nu trebuie să aibă de a face cu mersul în patru labe, cu târâtul pe coate. Dacă asta înseamnă credință, eu spun pas. Mă gândesc că dacă asta ar fi credință, i-am vedea și pe popi mergând așa, nu? Ce și-ar mai juli burțile? Ei sunt ca mașinile de curse, au garda prea jos. Nu pot pe macadam. Trebuie să-i duci pe circuite de Formula 1. Să se dea pe o pistă, ca lumea în patru labe, nu așa? Legenda spune că dacă faci înconjurul la bisericuța asta mică de 3 ori în genunchi și te rogi pentru ceva pentru care te arde sufletul, Maica Domnului îți îndeplinește rugăciunea cu condiția să nu fie vorba despre ceva material. Vă dați seama, dacă ar fi probă la olimpiadă, ne-am umple de medalii. Cât de ridicol e tot spectacolul ăsta. Iar preoții nu le spun nimic acelor femei când le văd. Ba sunt unii care le-ar pune și lesă, da, da, le-ar plimba ei, evident, contra unei sume, nu așa, moca. Da, cam ca ăsta. Suntem înapoiați și săraci. Dacă oamenii ar crede și ar vedea că problemele lor sunt rezolvate de instituții, poate că nu s-ar mai freca de pământ așa. Ne rugăm pentru toată lumea și pentru dușmani și pentru toată lumea și pentru președintele țării să ne dea câte ceva. Nu 4 milioane pensie. Și nu vorbim de trăiri mistice, de focuri mistuitoare, de revelații, nu. E vorba de nevoi, de multe probleme. O boală, o pensie, o butelie. Pentru că dacă nu ai aceste nevoi, credința arată cu totul altfel. Mai exact, cam așa. Genial! Cum țâșnește nuții dintre șezlonguri, cum sprintează ea către umbrele, ci că s-a uitat Stallone la filmuleț și a fost rușine. El a jucat-o mai prost decât nuții, mult mai prost. Hai, tataie, ne lași! Cum era Udrea filmată, cu 3 camere, cu montaj, cu tot ce trebuie. Bătea briza, îi răscolea părul și amintirile. Privirea ei scruta orizontul, spuma mării se întâlnea cu transpirația Elenei. O nebunie, nici nu părea totul regizat, nu. Deci o credincioasă adevărată așa ține post. Nu în patru labe, sau, mă rog, nu la ora asta. După care, pac, niște sos de caramel cu fructe confiate, câteva căcăreze de alea de soia și asta a fost. Iar ieșirea din scenă trebuie să arate într-un mare fel. Cred că au tras ieșirea asta în 2 zile. Da, Doamne, da, cred, vreau să mă contopesc cu marea, cu nisipul, cu hotelul ăsta de 5 stele la care stau. Doamna Udrea, cât mai costă un reportaj de ăsta, doamnă? Adică, na, e mai scump decât era pe vremuri, când comandați materiale la evenimentul sau la ProTV? A mai scăzut piața, nu? E fomică mare.
Altfel rămâne cum știam. Putem să râdem de acești oameni, putem să spunem despre ei că sunt știrbi și se bucură dacă le dai la alegere o pungă cu mălai. Dar trebuie să ne întrebăm de ce fac asta. De ce cred ei că dacă merg în patru labe, le crește Iohannis pensiile? De ce sunt dispuși să-și dea votul pentru un pui congelat? Cum vă simțiți după ce mergeți de aici? Bine, ne simțim bine și mai ușurați și așa. Cu un om sărac și necultivat poți să faci cam ce vrei. Pe el îl mulci și de ultimii bani pentru construcția unei biserici, pe el îl pui să voteze cum vrei, pe mai nimic. De-aia țara ne vrea proști, de-aia instituțiile ne umilesc zilnic. Și cea mai mare greșeală este să ne considerăm superiori, să o ținem înainte cu glumele, iar la alegeri să le spunem acestor oameni că sunt proști, pentru că votează altfel decât vrem noi. În fapt, vrem nu vrem, oamenii ăștia sunt imaginea României. După cum alții, cu aroganța lor de băieți din clasa mijlocie, duși la școală, sunt imaginea lipsei de solidaritate, de înțelegere, o adevărată icoană a intoleranței. Pentru că se apropie alegerile, simt că vom mai vorbi despre asta. Bine ați venit la Starea Nației! Hai că intru direct în subiect, nu mai stau la coadă. Călin Popescu-Tăriceanu riscă un dosar la DNA din cauza unei întâmplări absolut penibile. S-a dus și el, ca tot omul, să-și schimbe permisul auto. Doar că s-a dus pe ușa din dos, fără să mai stea pe la ghișee, și a fost filmat când ieșea pe blat din curtea direcției de permise. Poate că gestul n-ar fi atras atâtea comentarii, plus o sesizare la DNA, dacă la coadă nu s-ar fi aflat vreo 1000 de oameni. S-a tot speculat, domne, că Tăriceanu putea să facă și el o solicitare scrisă, eventual pe un bilețel roz, și în secunda 2 s-ar fi prezentat acasă cu permisul în dinți însuși ministrul de interne. He, hai, nici chiar așa. Au trecut acele vremuri. Acum era de ajuns să iasă la TV și să spună că îl convoacă pe Dacian Cioloș în Parlament să-i aducă un carnet nou. Eu la Parlament nu am primit niciun fel de document din partea premierului, a guvernului. Haideți să mai vedem odată scena din curtea direcției de permise auto, scena în care Dita Mai, președintele Senatului, al doilea om în statul ăsta, vă dați seama, s-a făcut de băcănie cu atitudinea asta de prim secretar de pe vremuri. Domnul Tăriceanu, bună dimineața! Ați intrat prin spate să vă faceți permisul, ați încercat să evitați coada? Raul Giugleasă, de la News.ro. Ați încercat să evitați coada, domnule Tăriceanu? Ce părere au oamenii din față? Da, cam asta e. Uite ce se întâmplă dacă nu reformăm odată și odată sistemul. Puteam să punem la punct, de exemplu, un serviciu de livrări permise auto la domiciliu. Călin Popescu sunt, aș vrea și eu un carnet de conducere la adresa cunoscută. De ăsta de București, nu de Pitești, da? Da, da, pune și muștar, domne, și un sos iute și categoria A, neapărat. Că vreau să ies cu motorul zilele astea. Hai, pup! Pe bune, e chiar ciudat că în 2016 noi încă stăm cârduri la cozi în loc să simplificăm procedurile. Internet, chestii de-astea, nici măcar băieții ăia care vând folii de talon și capete de centură pe la intersecții nu s-au gândit să bage în ofertă permisele auto. Opreai la semafor și în 30 de secunde luai un carnet nou. Din materiale proaste, chinezisme, da, dar îți făceai treaba cu el, o lună tot ținea de-l încolo. Ce-ar fi să încerci mai tare în altă parte? Mie îmi pare rău, am avut o mare simpatie pentru mea ta, dar mâine să nu te mai pripăci. Dar să revenim la povestea cu dosarul lui Tăriceanu. O să mai avem și peste 10 ani subiectul cu stat la cozi. Însă un președinte de senat prins cu mici foloase în buzunar la ușa din dos a unei instituții, mai rar. Așadar, prima reacție concretă e că domnul Tări s-a ales cu un denunț la DNA, depus de o avocată din București, care nu se afla la coadă, dar s-a inspirat din ce a văzut pe net. De altfel, oamenii de la coadă, cel puțin ăia care apar în filmare, nu păreau prea deranjați de gestul lui Tăriceanu. Bizară atitudine, o parte dintre ei fiind români care trăiesc pe afară, prin țări în care cozile au fost de mult eradicate, odată cu aceste năravuri de 2 lei. Dar să nu deviem. Ierea influenței sau autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii unui folos necuvenit. Așa explică legal avocata Elenina Nicuț plângerea depusă pe numele șefului Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Trebuie să mai spunem că direcția de permise a început astăzi o anchetă internă. Deci portarul instituției este în pericol de concediere, da? Păi sigur a fost vina lui. La rândul său, prefectul capitalei a amenințat cu o investigație.
Doar domnul Tăricianu refuză orice comentariu pe subiect. Dar zi, domne, ceva. Poate n-ai făcut nimic. Poate doar ai fost să bei o cafea acolo. Sau poate ți-ai lăsat sacoșa de cu seară la coadă, că se pune. Da, asta e. Înseamnă că vom afla mai multe amănunte de la DNA. Probabil acolo se vor mișca mai repede rotițele. Și ar fi tare să-l vedem pe președintele Senatului mergând la Direcția Anticorupție din cauza unui permis auto. Ca să nu mai spun că ar fi genial să prindă iar coadă la intrare. Da, o coadă cum a fost acum vreo două luni, dacă vă amintiți. Să vedem, se bagă iar în față? E frumoasă și coada la DNA, cum se stătea înainte la pâine. Și totuși, se discută prea puțin despre bătaia de joc la care sunt supuși cetățenii de instituțiile statului. Ok, Tăricianu a intrat prin spate ca să nu stea la coadă. Or fi și chestiuni care țin de securitatea omului, nu știi. Dar va plăti electoral pentru asta. Adică hai să o lăsăm mai ușor cu dosarele penale pe acest subiect. Asta e o glumă proastă. Problema care ar trebui să intereseze și pe jurnaliștii ăștia care iubesc atât de mult instituțiile, mult mai mult decât pe cetățeni. Problema așadar este coada de la permise auto. Că dacă n-ar fi coadă, n-ar avea al de Tăricianu de ce să intre prin spate, să-și schimbe permisul. Dar pentru cozile astea nu se fac dosare penale, nu. Nu se iau măsuri, nu se dau sancțiuni, nu sunt demiși funcționari tâmpiți, nu se găsește niciun avocat să facă vreo plângere penală. Știți de ce? Pentru că noi trebuie să stăm la coadă, da. Noi trebuie să fim umiliți. Asta scrie în fișa postului acestui stat. Românii de rând trebuie umiliți în fiecare zi. Din reacțiile oamenilor după faza asta cu Tăricianu, înțeleg că ni se pare în regulă să stăm cu săptămânile la cozi atâta vreme cât o facem cu toții. Și tot mai credeți că mergem într-o direcție ok cu țara asta? Acum vreo săptămână, Iohannis a fost la aplicația aia militară, la Cincu, parcă. A fost cât de cât ok, da. Erau și americanii, na, așa pe câmp, de la distanță, nu știai care-s românii, care-s americanii, cine a pus tancurile, cine-i doar cu săbiile. Arăta totul decent, domne, plus că erau și americanii lângă președintele nostru, uniforme, tot. Jurai că are și Iohannis legătură cu tot ce se întâmplă acolo. Acum a venit Sfânta Maria, ziua Marinei, Iohannis singur. Ce să facă, frate, singur? A fost greu, plus că n-a avut ce să mai spună. Că NATO, că situația globală, că aliații noștri, poziție strategică, ce-i mai rămăsese de la ultimul discurs? Ca atunci când gătești, din ce ți-a mai rămas prin frigider? Evoluțiile din această zonă au efecte dincolo de granițele ei, au implicații asupra securității euroatlantice, iar Marea Neagră este un punct cu greutate strategică. Poziția României și opțiunile sale majore de securitate sunt cu atât mai mult decisive acum. Domn președinte, mai încet, domn, mai încet. Vorbiți mai încet. Rar vorbiți, vorbiți și mai încet. Știți ce bine se aude peste Marea Neagră? Păi dacă e Putin la plajă în partea ailaltă și aude ce ziceți, am pus-o. Cu ce ne apărăm noi, domnule Iohannis? Că avem 3 bărci de pescuit, o navă pe care se face școală și un submarin la muzeu. Da, îl ținem acolo, că e prea nervos. Dacă îi dai drumul, rupe. România este în prezent un pilon de stabilitate, democrație și securitate. Sunt avantaje reale și trebuie să avem capacitatea de a le folosi pentru a ne consolida poziția de membru NATO, de partener strategic credibil, în special în contextul global actual. În special în contextul global actual. Nimic. 2-3 pagini de nimic. Cât ați avut de citit? Ok, și acum scoateți dumneavoastră cartea de rugăciuni, că e sărbătoare religioasă. Și să ne rugăm. Să ne rugăm să nu ne atace naibii careva. Iar dacă totuși ne atacă, să ne rugăm să vină repede americanii. Iar dacă totuși nu vin, să ne rugăm să fim foarte buni la fugă. Domnul Iohannis, cam atât a fost, domne, pe vara asta. Dacă vă grăbiți, mai prindeți câteva luni de concediu până pe la Crăciun, așa. După care, gata, din martie-aprilie 2017, trebuie să ne apucăm serios de treabă, da?
Domnule Dragnea, să trăiți! Nu, mă, asta la altă, mă scuzați. Cât a stat în vacanță? Nu, că pare așa că ați plecat acum vreo 30 de ani. Nu mai recunoașteți oamenii, spuneți lucruri ciudate, reveniți-vă că ne speriați. Ia, luați-o pasta cu Gabi Oprea. Ah, dacă mâncați în acest moment, faceți o pauză să nu vă înnecați. Gabi Oprea, un om serios de altfel și un om de cuvânt, cred că s-a apropiat foarte mult de soare. Părerea. Care să fi fost soarele, domnule Dragnea? Că... Este o metaforă. S-a apropiat foarte mult de zona zero a puterii, probabil. Și asta a produs temeri. Deci Oprea ăla, impostorul, domne, plagiatorul, băiatul care avea grijă de sprâncene, cum aveți dumneavoastră de mustață, de ăla ziceți? Nu știu, poate îl confundați cu Arsenie Boca sau cu alt sfânt la modă. S-a apropiat prea mult de soare. Ah, îl și văd, Oprea idealist, luptând cu sistemul și, vai, iată-l acum cu aripile frânte. Nu te apropii așa de soare fără să-ți dai cu cremă de protecție, mă, că te pârlești. La cât era el de îngrijit, mă mir că s-a apropiat de soare așa, cu fălcile neprotejate. O fi mers cu mașina aia nouă, o fi zis, lasă, frate, că mă protejează ăștia de la SPP, nu? Așa, dincolo de glumă, deci, domnul Dragnea, Oprea e plagiatorul ăla plecat de la voi ca să-și facă partid de traseiști. Cum să vă zic, un fel de Ponta, doar că fără operația aia la genunchi. Ce pot să mai spun? Bine că nu s-a apropiat și mai mult Oprea de soare, că se stingea naibii soarele. Știți care e cea mai tare dovadă că am mai pierdut un an? Că n-a existat nicio reformă a clasei politice? Că luminița de la capătul tunelului a fost spartă de un nebun cu un bolovan? Băsescu. Traian Băsescu e încă aici, e prezent. Traian Băsescu are partid și toți spun așa... Dom'le, omul va avea 10% în alegeri, deci poate să facă guvern cu PNL-ul. Mă rog, așa susțin analiștii care au probleme la matematică. Ce, frate, că PNL are 30%, PMP 10%, îi mai iei pe udemeriști? Că uite, te-ai dus la 60%. Nu mai am aspirații politice personale. Dacă îmi doresc ceva, este să construiesc un partid nou care să facă o altfel de politică. Nu v-am spus că PMP-ul nu are ca obiectiv să fie la putere. Eu v-am vorbit despre obiectivul meu. Eu nu am obiectiv... Importantă precizarea pe care o faceți. PNL-ului. Partidul Mișcarea Populară să ia deci 10%. Băse din nou în guvern. Eu l-aș pune la... Nu, la transporturi a fost, nici garduri de care să te ții dimineața n-a făcut. I-aș da totuși altceva, ceva cu executare, ca să zic așa. Nici măcar nu mai e trist, fraților. E pur și simplu jenant că politica românească nu mai are alte resurse decât Băsescu Blaga. Sau în partea cealaltă, Dragnea Tăricianu. Serios? Apropo de alianța de guvernare. Noi asta mai știți cum să face, că și noi asta sunteți competență. Da, domnul Chireac, mai știu cum se face, știu, mai știu și cum s-o fi făcut. Hai bă, morsă competentă, ce naiba? Și cu doi parlamentari faci majoritate. Cum? Foarte simplu, furi de la alții. Îi iei, pentru că așa sunt ei făcuți, parlamentarii ăștia. Le dai bani și vin. Nasol e că Băsescu pare să aibă și un plan de guvernare. Am pus-o. Cred că ar trebui să ne orientăm către Cioloș în momentul de față. Are o echipă proastă. Cioloș are viziune. Are o echipă lipsită de curaj, lipsită de energie și formată din funcționari de mâna a doua de prin instituții europene și bancare. Cioloș premier! Hai că a încheiat-o nenea Traian la toți nasturii. Nici nu mai avem nevoie de alegeri. Ăla acolo, pac, pac, i-a pus pe posturi, aia e. Nici nea Gigi n-a făcut atât de repede primul 11 pentru meciul de mâine cu cetățenii aia din Manchester. Dar incredibil de enervant la Băsescu e modul în care încearcă să-și repare și trecutul. Da, el nu vrea acum doar să facă ceva pentru viitor. Nu, planurile lui sunt și despre trecut. De fiecare dată când iese la TV, adică în fiecare seară, ne spune cum lupta el cu mafia, cât de bun a fost el în timpul crizei, că procurori, că alea, adică vrea să mai dreagă din muntele de rahat pe care l-a lăsat în urmă.
Atenție, nu veți mai găsi un alt Emil Boc. Nu, 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 n-a zis-o în sensul în care am spune noi. Doamne, ce bine, n-o să mai găsiți, nu se mai fabrică, nu. A zis-o așa, ce premier v-am dat, ce sculă de premier și nici nu ocupa mult loc. Deci ce spusese Nea Traian mai devreme? Cioloș premier, da? Viziune, chestii? Acum priviți cât de bun e Boc în comparație cu Cioloș. Lui Dacian Cioloș nu i-a fost prea greu să facă rectificarea bugetară. Socoteala este simplă. Zero absorpție fonduri europene, zero proiecte de autostrăzi sau căi ferate modernizate, zero proiecte de regularizări de râuri pentru a diminua riscul de inundații, zero programe de refacere a sistemului de irigații, zero programe de reîmpăduriri masive și multe alte zerouri în zone ale economiei care sunt esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre România și țările avansate ale Europei. Altfel spus, totul pentru consum, totul pentru voturi, totul pentru victorie în alegeri. Hmm? Meserie. Deci Cioloș ăsta cu zero pe toate planurile e premierul pomenit înainte, ăla cu viziune, premierul pe care l-ar vrea Băsescu dacă ar face guvern. Dar ce, credeți că scapă Cioloș așa cu un șut în fund și mingea spartă? Nu, tăticu, îl ia pensionarul tare, albie de porci îl face. Și lui Cioloș, ca și lui Tăricianu, îi duduie economia în cap în an electoral. Și Cioloș, ca și Ponta, Tăricianu, a preferat să utilizeze bugetul de stat ca pe o pușculiță personală pentru voturi. Deci cum? Cum? Și dacă îți ții creierul într-o mașină de spălat, una pornită, tot nu poți să zici așa ceva. Nea Traiane, Nea Traiane, las-o mai ușor, tată, că mâine, poi mâine o să ajungi să zici de victoraș că e ginerele pe care ți l-ai dorit toată viața, băiatul pe care nu l-ai avut, de-astea. Se fac angajări la Ministerul Muncii. Nu știu, pare aiurea să te angajezi la Ministerul Muncii. Adică te gândești, frate, acolo chiar se muncește. Hai, la transporturi, te mai transporti dintr-o parte în alta, mai ai RATB-ul. Dar la muncă n-ai ce să faci. Trebuie să muncești, că așa scrie pe ușă. Nimic mai fals. În primul rând, haideți să vedem ce gen de oameni angajează acolo. Să nu vă faceți CV-ul de pomană. Valentin Marian Ionescu a fost numit secretar de stat în domeniul asigurărilor sociale și politicilor de ocupare. Jurist de profesie, a fost președinte al Agenției Naționale pentru Privatizare, consilier prezidențial al președintelui României Emil Constantinescu în perioada 5 septembrie-5 decembrie 1997 și ministru al privatizării din decembrie 1997 până în 14 aprilie 1998. El îl înlocuiește pe Gabriel Lungu, eliberat din funcție prin decizie a premierului. Pare o carieră onorabilă, nu? Dar nu e. Jurist, privatizare, consilier prezidențial al lui Constantinescu, ministru al privatizării, cumva onorabil. Dar nu e. Chiar nu e. Nici nu știu cum să vă zic, pentru că nu mai credeam să existe rasa asta de om politic. După PSDR, PNCCD, UFD, PNL și PDL, Valentin Ionescu a ales UNEPR. Cum să ai încredere într-un astfel de om? Cum să-l chem la angajare? Cum să te gândești la el când ai un post important, liber, într-un minister? E de neînțeles pentru mine. Practic, omul ăsta a fost în toate combinațiile de trei litere din dicționarul nostru. Nu poți să zici că e traseist, nu? Traseism fac ăia care trec dintr-un partid în altul, hai în încă unul după aia. Ce face tipul ăsta? E artă, e ceva... Mă gândesc că a terminat și vreo facultate de-asta de traseism. Tehnocrat, nu glumă. Clar că omul se pricepe foarte bine la ceea ce face. Doar că asta nu ne ajută pe noi deloc. E chiar dăunător. Repet, credeam că am terminat-o cu băieții ăștia. Până la urmă, doamna Gabi Firea a dat bani pentru catedrală. 15 milioane a zis că dă, 15 milioane a dat. Doamna Firea, nu știm cu ce sume va învăța Nea Pandele, ce nivel de trai o fim voluntari acolo la dumneavoastră, dar să știți că pentru noi 15 milioane de lei înseamnă bani. De fapt, nu bani, suma asta e așa, dincolo de bani. Noi nu prea numărăm până acolo, nu mergem atât de departe că ne rătăcim. Sunt pensionari care de la 700 de lei în sus încep să aibă amețeli.
În total 26 de milioane de lei din bugetul primăriei capitalei au mers către Catedrala Mântuirii Neamului. Oricum, necesarul Patriarhiei era de 60 de milioane de lei și am acordat doar 15, adică aproximativ 3 milioane de euro. Solicitarea pe rugămintea era mai mare, dar până la urmă s-a ajuns la această dimensiune, tocmai în ideea faptului că trebuie să ținem cont și de celelalte cheltuieli. Ce vorbe, și-a bătut joc de ăștia de la Patriarhie, doamna Firea? Da, că ei voiau 60. I-a pus la punct imediat. Bă, ninja, luați de aici 15 să nu vă mai văd. Doamna Firea, le-ați aruncat banii pe jos? Așa pare la cât de dură sunteți, strașnică femeie. Am înțeles că s-a milogit doamna primar la consilieri și că i-a luat la sentiment, așa. Plângeau ceștile de cafea, suspinau termopanele, iar ăștia nimic, de fier. În decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la crearea statului național român modern și este normal să avem și noi o mică contribuție pentru finalizarea acestui obiectiv. Nici măcar acest argument, dacă vreți, național, de românism, de bucurie că poți aduce o contribuție cât de mică și o recunoștință pentru toate eforturile înaintașilor noștri, nici măcar acest argument nu a stat în picioare. Opriți-vă, doamnă, vă rog, că nu mai pot. Ia uite, să tăvălesc de râs și cameramanii în platou. Fai de mine, sunteți formidabilă, doamna Firea. Ceva între Ecaterina Teodoroiu și Maica Tereza. Ci că argument de românism, de bucurie, cumva ne faceți să ne simțim prost că n-ați dat toată suma cerută, că le-am oferit prea puțin, nu? Dar nu vreți să faceți dumneavoastră românisme de felul ăsta pe banii dumneavoastră? Hm? Vorbiți cu neapandele, vindeți șemineul ăla și două, trei tablouri superbe cum aveți dumneavoastră, apoi donați banii la catedrală. Merge? Ia, puțină atenție, vă rog. Opriți puțin berea aia sau, dacă sunteți amabili, dați-o mai încet. Oameni buni, nu vă lăsați pe tânjeală, fiți vigilenți, urmăriți în continuare și oferta electorală, nu doar ofertele de mititei, muștar și aspră de baie. Aveți grijă, știți că la toamnă sunt alegeri parlamentare, trebuie să ne gândim de acum, să cântărim foarte bine ce facem cu ștampila aia, că avem deja 26 de ani de întârziere, e prea mult. Ceva trebuie să se schimbe în Parlament și nu mă refer la perdele sau la preșul de la intrare. Parlamentar de meserie. Unii aleși au chiar 7 mandate în legislativ și mai vor unul. Liberalul Cristian Rădulescu, deputatul care are 7 mandate la activ, susține că succesul său a fost obținut doar prin muncă intensă, și la partid și în Parlament. Alți doi parlamentari, care au tot 7 mandate la activ, sunt senatorul Bogdan Niculescu Duvăz de la PSD și deputatul Marton Arpad de la UDMR. Cei doi și-au început carierele de parlamentari imediat după Revoluție, în 1990. Acum așteaptă nominalizarea pentru cel de-al 8-lea mandat. Și eu credeam că Angel Stanciu ăla e campion, dar el cu 6 mandate e pistol cu apă, le zice să rumâna când îi vede pe ăștia la alții pe hol. Și stați că mai sunt cel puțin 2 parlamentari cu 7 mandate. Laszlo Borbei și Nelu Mexicanu, zis și Ioan Oltean, favoritul crinuței Dumitrea, nu știi, stanti de la retrocedări. Cred că oamenii ăștia sunt foarte mulțumiți de ei. Cred că se uită așa în zare și își spun: Ia uite ce am realizat noi, România, o țară prosperă, cu legi clare, simple, ușor de aplicat, este și meritul nostru. Hai că n-am stat chiar degeaba în Parlamentul ăla, nu? Deci eu nu cred că putem să punem egalitate între un demnitar, un alt funcționar public, care are o răspundere extraordinară, sigur, fiecare în limitele funcției pe care o are, și un cetățean normal, fie el muncitor, inginer, medic și așa mai departe. Cred că se visează un fel de legende, așa. Poate se compară cu marile trupe de muzică sau cu marii sportivi care au câteva mandate la conducerea olimpiadelor. Doar că sportivii au bătut recorduri la viteză, în timp ce veteranii din politică bat recorduri la pus frână. Sau uite-o pe Elisabeta Lipă. Are 6 olimpiade în spate, dar e un biet tehnocrat. Nu se poate compara cu legendele din Parlament. Dar să revin la subiect. Ați văzut că unii se pregătesc deja pentru următorul sezon, da? Au intrat în cantonament pentru viitorul mandat. O să înceapă o vânzoleală prin partide, veți vedea. O să fie ăștia mai agitați decât fotbaliștii.
începe sezonul de mercato la politicieni. Orice om care vine la noi este un câștig. Personal mă cunosc foarte bine cu doamna Rama, mă cunosc de foarte multă vreme, de când eu eram la Partidul Democrat, era și dumnealui, deci ne cunoaștem de aproximativ 15-16 ani. Curând vom avea și primul transfer oficial la un partid din străinătate, ca la fotbal. Parcă Victor Ponta avea niște legături în China, spre exemplu? Iar acum e bănuit că joacă în Turcia, la echipa lui Erdogan. E, ce să faci? Se câștigă mult mai bine din dictatură. Victor Ponta, nu sunt consilierul președintelui Turciei. Este o informație falsă. Deci atenție, cântăriți bine ofertele electorale și mergeți la vot. Tot sper că într-o zi o să prindem și noi viteză, să nu mai stăm pe ultimul loc în Europa, să nu mai fim ultima căruță, aia pe care o latră câinii pe drum. Ziceam că suntem grânarul Europei, acum ne zice frânarul Europei. Tare asta! Poliția de la sectorul 3 este apărată de o firmă de pază, da, de bodyguards, nene, cum vezi prin farmacii, de aia de împinși cu ușa că dorm pe ei. După cum vedeți, problema se pune așa. Cine apără poliția în timp ce poliția ne apără pe noi? Că dacă ea ne apără pe noi, nu se poate apăra și pe ea în același timp, nu? Logic. Aici e curtea poliției locale sector 3? Da. Și vreau să păziți curtea poliției locale? Da. Acolo sunt, e curtea poliției și mașinile poliției, nu? Da. Și aici păziți dumneavoastră? Da, aici, domnule, aici păzesc, unul în altă parte. Hai, nene, lași în pace să se ocupe și omul de treabă. Adevărul e că și jurnaliștii ăștia. Păi dacă nu era bodyguardul atent, că-l ținea ăsta de vorbă și intra, Doamne ferește, unul cu o scândură ruptă dintr-un gard și îi lua la omor pe polițiști, îi lăsa lase acolo, ce mai zicea presa atunci? A? Și apoi chestia asta nu e ceva nou. Vorba aia, s-au făcut și filme cu polițiști păziți de bodyguards. Dar pe aia cu externalizarea, o știți? Da, pe aia cu externalizarea de servicii. Se procedează așa. Se ia un serviciu de care se ocupă primăria și se declară foarte costisitor. Să zicem că primăria se ocupă de curățenie. E, tot primăria vine și zice, of, e prea greu să gestionăm treaba asta și cheltuim prea mult. Dacă lăsăm o firmă să se ocupe, scăpăm mult mai ieftin și se scoate curățenia la licitație. Evident că în 3 ani se ajunge să se dea mult mai mult și nici curat pe străzi nu e, că na, scopul nu e curățenia, ci să se scurgă bani de la buget în niște buzunare. Aici însă, la faza cu bodyguardul de polițiști, pute și mai rău. Curtea poliției locale a sectorului 3 este unul dintre cele 50 de obiective care vor fi păzite de angajații a două firme de pază, în baza unui contract parafat luna trecută de către primăria sectorului 3. Tiger Protector Company, una dintre firmele câștigătoare, are sediul chiar lângă poliția locală a sectorului 3, la parterul unui bloc. Deci vă dați seama, angajezi o firmă de apartament ca să apere sedii de poliție, dar de ce nu angajezi încă un polițist care să păzească poliția? Și stați că mai e o firmă. Cealaltă firmă este NEI, divizia de securitate, și o are ca unic acționar pe Mihaela Neicu, o tânără de doar 19 ani. Ea este fiica lui Mihai Neicu, patronul NeiGuard, o altă societate abonată la contracte din bani publici. Hmm? Fata lui tata! Cum era melodia? Fata mea e manager, urcă firma până la cer! E, împreună, cele două firme vor încasa 17,2 milioane de euro în următorii 3 ani. Dar asta nu-i nimic, că poate oamenii ăștia fac o treabă foarte bună pe bani puțini. Aha. Obiectul contractului încheiat de primăria sectorului 3 cu cele două firme se suprapune cu unul din scopurile înființării poliției locale, și anume paza obiectivelor aflate în administrarea primăriei. Este una din atribuții, nu este obligatorie. Ea se poate face și prin altă modalitate. Da. Se poate face cu firme private. Așadar, da, paza obiectivelor se poate face cu poliția locală, dar se poate face și prin altă modalitate. Sună cam așa, dacă ai bani, ți se deschid o grămadă de posibilități. Auziți, domnii de la primărie, dar ce-ați zice să externalizați conducerea primăriei? Să ne luăm un primar de ăsta privat, domne, un consiliu de sector privat. O firmă, facem și noi contract, păi da, plătim cum să nu, că doar dăm din banii primăriei. Bun, să zicem că am rezolvat-o pe asta cu poliția. Dar ce naiba facem cu armata?
Cine apără armata română, fraților? Stați, stați, nimeni nu mișcă. Am primit o amenințare. Ce amenințare? Ah, bun, hai că eu chiar mă speriasem. Deci stați liniștiți, suntem amenințați cu un nou spital în București. Avem nevoie de un nou spital de aici. Orice lucrare am face acum este o soluție temporară. Trebuie să lucrăm înspre un nou spital de Arș. Ne-am gândit la o locație, va veni domnul ministru câteva săptămâni și vă spune tuturor unde va avea loc sau unde îl vom realiza. Trebuie, avem nevoie, va veni peste câteva săptămâni și ne va spune. Nu-s tocmai încurajatoare aceste declarații, dar hai să zicem că sunt mai mult decât nimic. Așa suntem noi, am ajuns să ne bucurăm la simple proiecte. Păi la ce altceva? În București, construcția unicului spital ridicat de la zero după 89 s-a blocat din cauza unor facturi. Iar la Fălticeni, un sagață harta în cui, există un spital la care se lucrează de 26 de ani. V-am mai povestit despre el. La inaugurare, prin 2125, o să-l declare monument istoric și o să-l închidă, că e deja depășit. În rest, situația din domeniu e stabilă, da. După chirurgul care s-a electrocutat cu bisturiul, a venit rândul unei asistente să danseze puțin cu mâna pe un aparat. Ca la Antold, așa, pe electronene. Incidentul a avut loc joi, imediat după o intervenție chirurgicală, când asistenta a încercat să trezească pacientul. Aceasta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar la scurt timp a observat că și prizele sunt desprinse din peretele sălii de operație. Managerul unității sanitare a luat decizia ca niciun astfel de aparat să nu mai fie folosit până nu va fi verificat de o firmă de specialitate. Numai că firma de specialitate lucrează abia de mâine, pe motiv de zile libere. Doar știți cum e, la spitale se muncește așa, din când în când. O zi da, trei nu, în funcție de programul firmelor de mentenanță, nu în funcție de urgențele medicale. Ar trebui ca bolile să aibă și ele puțină înțelegere, să nu avanseze prea tare. Ți-ai găsit. Hei, peritonito, ia mai potolește-te, dragă, că azi e duminică. Și tu, cangreno, ce te hlizești la noi? Fracturo, ia mai stai și tu locului, doar ți-am zis că abia marți vin băieții ăia să bage bisturii în priză. Dar ce e aici, mă? De asemenea, a luat decizia managerul ca fiecare priză din spital să fie verificată pentru a nu exista pericol nici pentru medici, dar nici pentru pacienți. Mamă, cum arată prizele astea? Doamne! Lipite cu leucoplaste, exact cum scrie în manualul de utilizare. Bine că nu s-a găsit un specialist să le bată și un cui, da, să le prindă ca lumea în perete, domne. Mă uit la fazele astea cu prizele, cu aparatura electrică și sper din suflet ca ăia de la Enel să bage niște curent diluat pe rețea, să nu-i mai prindă flama pe medici. Uite acum ar fi fost bună ea de la Hexi Pharma, dar din păcate nu s-au gândit să distribuie și curent electric. Ghinion. Știți poveștile alea exagerate, un fel de legende urbane care te fascinează când ești adolescent? Cu femeia care și-a dat seama că are un vulcan sub casă fiindcă a fript-o pragul, sau cu băiatul care a înghițit un șarpe și îl țineau apoi cu capul în jos ca să iasă șarpele la castronul cu lapte, ori cu bărbatul ăla care avea firmă de pompe funebre în garaj și aducea morții acasă pe șestache. He, să știți că asta cu morții în garaj nu e un mit, e pe bune. Se întâmplă în Arad. Lângă o scară de bloc și o farmacie se află un garaj, închiriat de o firmă de pompe funebre. În momentul în care se deschid ușile, vedem o mulțime de sicrie sprijinite de pereți. După niște perdele, două mese pe care se află două cadavre. Cel mai probabil urmau să fie îmbălsămate. Sicrie. Mai sicrie? Da. Mai avem niște filmulețe în care apar niște morți acolo în... Ăștia doi nu sunt morți? Nu, nu de la noi. Nu de la dumneavoastră. Haideți să vedeți locația. Tare omul, nu? Ce reacție a avut când i-a arătat reporterul imaginile. A făcut ca un școlar care nu vrea să spună cine a spart geamul de la cancelarie. Nu-l cunosc pe mortul ăsta, nu l-am văzut în viața mea. Nu e de la clasa noastră, nu. M-a întrebat și la scara cealaltă, unde e garajul ăla albastru, poate știu ei.
Și ăsta nu e nici de cum un caz izolat. N-o să intru în detalii ca să n-aveți coșmaruri. Vă mai spun doar atât. La multe firme de pompe funebre, șoferii sunt cei care fac îmbălsămările. Iar așa ceva se întâmplă nu doar din cauza unor oameni puși pe făcut bani în orice condiții, ci și din pricina unor scăpări legislative. Da, noi avem un spațiu la subsolul unui imobil, am pus niște frigidere, dar nu știm cum să arate spațiul respectiv pentru că nu avem o lege care să ne spună, a declarat Rareș Trifu, patronul unei firme de pompe funebre. Ok, ok, înțeleg starea asta de confuzie. Haideți să vă ajut puțin. Nu facem lege aici la Starea Nației, deci nu pot să vă spun exact cum trebuie să arate un spațiu pentru pompe funebre. Dar pot să vă spun destul de sigur cum nu trebuie să arate. De exemplu, nu poate să arate ca o covrigărie ilegală. Nu poate să arate ca o spălătorie auto fără clienți, n-are cum. Și nici ca o casă de pariuri jefuită frecvent. Deci n-are cum să arate așa, nu mă întrebați de ce. Probabil că din același motiv pentru care nu-l duci pe răposat la groapă cu bicicleta. Îi deranjează și pe vii și pe morți. Și ca să încheiem rotund emisiunea, să revenim la credință. Cine a fost Fecioara Maria? Desigur știu toate detaliile oamenii lui Răzvan Anghelescu. Vax Populi. Fecioara Maria, păi cine să fii? Păi nu asta să-mi spun. Păi, Fecioara Maria nu e... Cine? Fecioara Maria. Ați auzit de ea? Am auzit, dar uite că acum nu-mi dau pânga repede. Cine a fost doamna Fecioara Maria? Cine a fost? A fost fiica lui... Luana. A fost... Minun. Ce fel de minun? A învățat lumea la bine. Să fie credincioasă. Nu e făcător de minuni? Și ce minune a făcut? Haideți să o luăm. Păi dă bine, dă bine faci, dar nu faci de rău. Știți vreuna sau vreo minune făcută așa? Nu am fost până astea așa, nu... Vă rugați la ea? Ați fost la biserică? Ne rugăm la Dumnezeu și la Fecioara Maria și la Măicuța Domnului, la ce să ne rugăm decât la ele? Chiar n-ați auzit de Fecioara Maria? Haideți să ne gândim cine ar putea să fie, de asta, asta am întrebat aici. Ce înseamnă? Cu ce s-o fi ocupat ea? Că de ea ați auzit sigur, ați auzit de Fecioara Maria, nu? Sau nici măcar n-ați auzit? Am auzit, dar nu prea am așa. Nu vă dați seama în momentul ăsta cu ce s-o ocupă. Da. Știu că cu Nazaret, știu cu astea, dar nu sunt la punct cu la credință. Nu trebuie să-mi dați un răspuns. Da. Cum vă, ce vă aduceți aminte? Cum s-a întâmplat? Hai spune, că la biserică mă duc, să știți, că nu e așa acolo. Da. Da. Și cum s-a întâmplat? Adică ce? Cum s-a întâmplat? De la... Când a născut, s-a născut Domnul Iisus în Iedlă, când a fost cu vaca, cu oaia, când a fost acolo, aia știu. Ce legătură e între el și Fecioara Maria? Nu prea am eu așa... Nu, la biserică, pe părinte l-ați întrebat vreodată lucrurile astea? Vorbiți despre lucrurile astea sau nu? Ați auzit da, la biserică? Da. Dar nu v-a spus sau cum? Ce nu, spune? nu mi-a spus, nu. S-a născut Iisus din Fecioara Maria și din? Adică n-a avut și tată? Sau cum? Ce vă ziceți noastră aminte? Bună ziua! A avut, nu zic că n-a avut ea. Ce a făcut ea? Cu ce s-a ocupat ea? Sau ce, în ce s-a remarcat? Nu știu. N-aveți idee? Nu știu. La biserică mergeți aici? Băi, dar mai rar, că n-avem bani. Trebuie să ai bani la biserică. Am înțeles. Și n-ați auzit cu ce a făcut? Sau? N-am auzit. Dar de ea ați auzit, nu? De... Da, bine, ne rugăm la ea, la Maica Domnului. La biserică vă duceți așa? Da, la biserică oricum, de-am cu biserică. N-aveți? Și n-ați auzit de la biserică? Ca să vă spun drept, nu. L-ați întrebat pe părinte vreodată? Nu, l-am întrebat, dar oricum, mă duc de dus, dar te nu, nu știu. Cine e tatăl al Domnului Iisus Hristos? Cine e tatăl? Păi tatăl nostru ceresc este. Tatăl lui cine a fost? Cine l-a făcut pe Iisus? Păi nu, asta nu s-a făcut. Iosef. Cu cine l-a făcut? Cu Iosif, dar încă nu erau luați. Cum adică? Căsătoriți. Cum să... Păi și cum l-a făcut? Puterea de la Dumnezeu. Adică femeie sau biserică? Cum adică? Adică o biserică. Nu, ca femeie sau cine este ea? Dar nu e, nu mai e slănic.
Asta a fost, dragii mei, ne vedem mâine de la aceeași oră, tot aici la Digi24. Ne găsiți pe Facebook la pagina Starea Nației, dar și pe www.stareanației.ro. Noapte bună!